Bună seara, oameni buni, bună seara, dragi români, suntem iar cu voie bună la Dar Rustic împreună. Bună seara și bine v-am găsit, dragii mei, o seară de primăvară aici la Dar Eghin și cu siguranță este primăvară și în sufletele dumneavoastră celor de acasă. De aceea vreau ca să intrăm în casele dumneavoastră cu o ediție mai vesele în această seară. Un prieten drag al emisiunii Dar Rustic și cu siguranță este deja și prietenul dumneavoastră al reghinenilor alături de mine în studio în această seară, cu zâmbetul pe buze și cu multe, multe emoții. Îi spun din nou bun venit lui Cătălin Cioba. Da, bună seară și bine v-am regăsit. Mă bucur că m-ați invitat. Cătălin, mă bucur și eu tare mult că ești în această seară, în primul rând, alături de mine și, bineînțeles, alături de telespectatori. Să știi că ți s-a făcut simțită lipsa ta de pe micile ecrane în ultimul timp. Chiar și mie mi-a lipsit, că deja am emoții. Hai, nu. Încercăm așa să le spulberăm împreună, așa să consideri, Cătălin, în această seară că ai venit la mine în povești și stăm așa și discutăm la o discuție amicală, ca și cum ne-am întâlnit în oraș la o cafea sau la un ceai. Ca la o șezătoare. Da, hai să zicem în această seară o șezătoare mai satirică. Iată, dragii mei, că așa cum am zis, Cătălin a lipsit un timp de pe micile ecrane, dar n-a stat degeaba. El acasă, acolo în elementul lui, a făcut lucruri foarte frumoase. De ceva timp și-a mai lansat un alt volum de poezii frumoase, dar o să-l las pe el să vă spună mai bine despre ce este vorba. Doar atât vă întreb și pe dumneavoastră, cei de acasă: care om îi fără gând? N-o zile tu, Cătăline, telespectatorilor, care om îi fără gând? Da, e volumul 7, un volum care așa se numește, Care om-i fără gând. Asta întrebarea mi-a pus-o și eu, aștept răspunsuri. Deci un volum selectiv, după cum am mai spus și la lansarea mea, care a avut loc în 23 la Biblioteca Reghin, care îi mulțumesc pe această cale și doamnei Sorina Bloj pentru susținere. Da, nașa mea, pentru că m-a susținut foarte mult și am avut onoarea să fie lângă mine chiar domnul Nicolae Băciuț. Deci un om care nici n-am cuvinte să... Un mare om de cultură, da, al deci județului foarte... și nu numai. Multă lume poate că nu știe cine e Nicolae Băciuț, dar eu îl respect foarte mult. Am avut pe domnul Ioan Jude alături de mine, care mi-a făcut și prefața la această carte. Domnul Ioan Jude, profesor universitar, doctor și așa mai departe, este chiar de la mine din Nadășa și mă bucur că am colaborat cu asemenea oameni. Da, care om-i fără gând, am să încep să spun că acest volum este un volum de 150 de pagini, un volum 80% poezie comică și mai am câteva cea mai de suflet. Este un volum selectiv, pentru că mi s-au cerut volumul 1, 2, 3 așa mai departe și nu am avut, nici n-am putut să fac la editura care am făcut aceste volume. Și am zis că hai să fac un volum selectiv, volumul 7, am zis cele mai cerute piese comice, texte comice ale mele, și le-am pus în acest volum. Bineînțeles, mai am avut 60 de texte în care nu au apărut în niciun volum, dar eu zic că merită să-l cumpărați. Eu mai am trei cărți. Unde poate fi găsit? Mai am trei cărți. Nici la mine mai se găsește. Dar o să fac tot posibilul să mai scot 100 de bucăți, să le pun la Biblioteca Reghin, în vânzare sau care interesat, cu mare bucurie. Cătălin, volumul cu numărul 7. Da. Așa cum ți-am zis și înainte să intrăm în direct, numărul 7 este un număr bun, un număr sugestiv, un număr care înseamnă ceva. Pentru tine ce înseamnă această carte, această încununare a muncii tale de atâția ani? Pentru că sunt totuși ceva ani de când... Da, sunt din 2008, 9 ani de când scriu. Eu nu m-am gândit niciodată la cifra 7 sau... Pentru mine cei 7 înseamnă, 7 înseamnă cei 7 ani de acasă. Da. Deci cine are, cine nu, nu-i mai găsește nicăieri. Cine nu mai poate să se mai școlească. Eu gândesc tot timpul, acum nu știu dacă gândesc bine sau nu, dar chiar am avut succes cu cărțile mele. Da, dacă vreți să vă spun așa, cum încep eu această carte, îmi place să spun totdeauna la lansări,
Această carte începe de la o poezie care se zice că Ion din deal avea un cal. Calul avea dureri de șale, nu trăgea numai la vale. Când era de mers la deal, sta și se ruga de cal. Apoi când a fost de și l-a luat, era beat și iertat. Eu i-a zis să nu se îmbete, Dumnezeu să-l ierte. Toate și stătea pe coastă, o mers să-și ia nevastă. Și-a adus în bătătură una fără dinți în gură, n-avea minte cât un șuș. De ce de făcea pe dos? Că nu preambula la școală și ei țărâna ușoară. Eu i-a zis să nu se însoare și ei cu iertare. Însă mie un fost păstor, o mers să-și ia motor. Vașii de șule vândut, o merat bani împrumut și un motor mare și-o luat. O crezut că e de fătat. Eu nu știu ca să-l pornească, Dumnezeu să-l hodinească. I-am zis că nu-i bine ce face. Hodinească să împașe. Nu știu tot ce s-a întâmplat, dar nu-s de la noi din sat. Eu știu satul, dar nu spui. Dă-l în plata Domnului. Alea care-s de la noi, le-a lăsat pe mine înapoi. Nadășa la sat îi spune, da, e Domnul, zăle bune. Și de aici încep întâmplările de la Nadășa. Deci toate sunt inspirate de acolo, din ce ai văzut tu la Nadășa, din poveștile, din viața satului, cum se zice. Da, majoritatea am personaje principale în sat. Bine, cam și câteva personaje pe care le-am trebuit să le schimb numele pentru să da, bineînțeles, n-am probleme, dar sunt care chiar m-au cerut să le trec cu numele real. Dar zic că e o carte interesantă și nu știu, acum, peste 100 de ani, poate o să aibă mai mare valoare ca acum, cu siguranță. Ei, eu zic că și acum are mare valoare, în primul rând pentru tine, pentru că este un copil al tău, cum s-ar zice, orice, da. Și pentru un artist, orice album și pentru tine orice carte pe care reușești să o tipărești, pe care reușești să le o dăruiești oamenilor, este o mare realizare. Văd că ai luat cartea, cred că vrei să ne mai... Păi nu știu cum să să ne încep, mai zici ceva. Îți pare faine să încep cu versurile și vreau ca în această seară să le spui telespectatorilor, dar să le spui tu, așa, cu hazul tău, cu accentul tău, cu trăirea ta, cât mai multe poezii, cât mai multe versuri. Da, să știți că versuri. Chiar m-am gândit și am vorbit cu cineva, o persoană foarte dragă și care știu că e în stare să facă ceea ce cred eu că trebuie făcut cu aceste poezii, pe cineva care să-mi le recite. Eu nu sunt mare recitator, dar da, să le... trebuie să știi graiul ăsta, să da. Nu... Să fii de acolo. Că mai fost, am mai pus pe câțiva să mai la lansări de carte să recite, dar nu, nici eu nu am înțeles nimic. Deci nu e chiar așa. Și chiar acum am vorbit cu cineva, încă nu dau nume, sper să fie de acord cu mine, să merg pe la spectacole, mi-a face mare plăcere să... Astea comice care se cer. Da, și ar fi și la spectacol, uite, din acest an, să zic, să apară la diferite ocazii, chiar și la zilele Reginului, să fie, exemplu, un moment de genul ăsta, moment comic. Da, înțeles. Poate am avut de câștigat amândoi, și eu și cel care recită. M-aș bucura foarte mult. Și ca să vă spun un așa de la Nadășa, acum nu spun multe ca să-mi cumpere lumea cartea, dar... Deci când are și ne glăsă. Oamenii mor pe la noi, toată luna câte doi. Cel mai bine au câștigat glăsătoarele din sat. Aseară s-au anunțat prin toboșarul din sat cine vrea să se înscrie mâine la cămin să vie. Prin concurs să se aleagă trei muieri cu mintea întreagă, care știu glăsă mai bine că mor mulți și nu are și nimeni. Aia care a fost o zis că s-a săturat de plâns și că îi trebuie ajutoare, că ieșarea era prea mare. La concurs au prezentat toate babile din sat și s-au dat care de care l-a boșit în gura mare. La una e proteza mare, alta e nevăzătoare. Una e mută, alta e surdă, gândeai că era un șurde. O ieșit o nebunială, nu vedeai un om pe afară, dar nici animale în curs. O fugit, spărea cel munț. Sara s-o dat rezultatul. Amu era curios tot satul să vadă și ne-a ieșit primii de trei la boșit. Oare vă mâniesc pe mine, dacă vi le-i spune mâine? Nu am stat până la gătat, cu o babă s-o desculțat. Deci încă nu știu rezultatul, dar tot așa e pornită de la o idee din la un bătrân din sat și bine că am inventat foarte mult, puțin a rămas din realitate. Da. Asta e, că trebuie să inventez, ca să dacă nu minți, să nu te bagă nimeni în seamă. Da, dar vezi că în poezia ta nu e vorba de minciuna asta care se vehiculează în viața de zi cu zi. E vorba de o ficțiune. Tu prin vorba, cum ai zis, de minciuni, prin ficțiune, prin minciunile tale, tu le dai o viață frumoasă poeziilor. Deci, până la urmă, așa cum am mai spus și în alte lansări, până la urmă, la mine e o bârfă. Eu ce fac este bârfă. Deci e cel mai vechi obicei care încă mai ține la noi. Și nu o să moară niciodată. Nu știu dacă o să moară, dar
Bârfa cu bârfa, cred că am reușit să o aduc la un rang mai înalt decât a fost prin cărțile mele. Da. Cătălin, o să rămânem aici cu discuția la bârfă. Așa cum am zis, bârfa n-o să moră niciodată, că rămâne așa împământenit în eul românului, în ADN-ul românului. Haideți, în cele ce urmează, vă oferim și un moment muzical în cadrul emisiunii din această seară. Tot cântece, veți asculta cântece compuse de Cătălin Cioba. De această dată, Doru Pop ne dăruiește un cântec frumos. Fă-mă, Doamne, o fântână, după care publicitate. Fă-mă, Doamne, o fântână cu apă rece și bună, cu apă rece și bună, mândra mea. Între două dealuri săci și mă-nconjură de sălci, și mă-nconjură de sălci, măi mândra mea. În loc de cumpână mă pune un stânjer cu crengi bătrâne, un stânjer cu crengi bătrâne, mândra mea. Să-mi țină umbră vara, să stăie rășe apa mă, să stăie rășe apa măi mândra mea. La mândra săte, săce fântânile tăte, săce fântânile tăte, mândra mea. Să-i se uște gura, ca-și-mi e inima, ca-și-mi e inima, măi mândra mea. Să mă uit la ea cum vine printre sălci până la mine, printre sălci până la mine, mândra mea. Să-i văd ochii când s-au pleacă din fântână să bea apă, din fântână să bea apă, mândra mea. Atunci când o da să bea, să se tulbure apa, să se tulbure apa, măi mândra mea. Să rămâie însetată, cum am fost și eu odată, cum am fost și eu odată, mândra mea. După buzele ei moi, după ochii amândoi, după ochii amândoi, măi mândra mea. După vremuri și-or trecut,
că nu pot să le mai uit, că nu pot să le mai uit, mai mândra mea. Așadar, dragii mei, care om îi fără gând? Tot stau și eu și mă te gândesc, chiar m-a pus serios Cătălin pe gânduri. Cătălin chiar m-a pus serios pe gânduri. Oare care om îi fără gând? Eu am scris chiar asta poezie care așa se numește Care om îi fără gând. Mă ia te rog să ne-o zici. Așa după mintea mea, eu hai zic, să vedem. Cam zice, care om îi fără gând? Cel bogat sau cel flământ? Gândul are eu și cine, că e mere rău sau bine. Și el sărac e tot cu gândul că i-a venit și lui rândul să aibă și el ca alții, să și în rând cu bogații. Cel bogat are de toate, dar cu gândul în altă parte. Strânge, strânge ca furnica, dar nu e cu el nimnica. Omule cu gânduri grele, fă și scapă-te de ele. Numai un singur gând să ai, pe pământ fă-ți viața rai. Cât e dragă ni la tăți, viața fără greutăți. Dacă ar fi de-a gata toate, să n-ai gânduri zi și noapte. Deci da. E un răspuns care nu e chiar răspuns, dar... Bine, oarecum așa se regăsesc în el. Eu, și toate, cel bogat și cel... Toate categoriile. Acum, dacă veni vorba, eu am colaborat chiar frumoase cu Radio Antena Satelor București. Nu știu dacă voi să zic. Așa. Și mă bucur foarte mult pentru că eu am fost ales. Nu i-am ales eu pe ei. Mă bucur și totdeauna când am emisiune și cam lunar am emisiune, fac prin telefon emisiune da. Cu doamna Vasilica Ene, o femeie extraordinară și acolo mă știu de Păitul Săracilor. Acum nu, eu prima dată nu mi-a căzut bine, dar acum chiar după ce m-am gândit, zic, mă, chiar chiar e un titlu care cine mi-a zis așa, nu s-a gândit la rău, poate. Pentru că am foarte multe poezii. Stau de vorbă om cu om, săracul cu bogatul sau chiar și patronul cu angajatul. De... Eu știu o parte normal, înclin balanța spre cei care mă regăsesc și eu. Și aș vrea să sper să nu uit, că mai uit de câteodată, să amintesc și de cei care m-au ajutat la acest volum. Pentru că e foarte, foarte greu. Deci eu, din toate cele 7 volume pe care le-am scos până acum, asta ce a fost cel mai greu, după părerea mea. Să apelez la oameni care și o să dau numai nume mici să nu fie problemă că da, nu avem voie să eu, spunem da, măcar atât să fac pentru dânsii și sper să mă revanșez într-o zi față de dânsii. Trebuie să încep cu doamna Violeta Oltean care m-a ajutat și la volumul 6. Deci nu a durat 5 minute discuția noastră și n-a zis da. Nu. Un om extraordinar, nici cu suflet mare. Da. Vreau să-i mulțumesc și domnului Eugen Petru Suceavă, care personal nu-l cunosc, nu știu cum arată măcar, dar prin domnul primar de la Edeac și de jos, Ferru Lucian, am avut așa, această șansă să primesc acest ajutor de la dânsul. Sper să ne întâlnim într-o zi și să facă cinste. Să poți să-i mulțumești așa față da. În față. Iar și eu vreau să-i mulțumesc și familiei Edeac, care m-a ajutat și la volumul 6. Am pe... un prieten foarte bun, m-am prietenit foarte bine cu el, pe Silviu Moldovan Alin, de la Edeac de jos. Eu în ultima perioadă mai am foarte multe activități la Edeac. Foarte bine, deci, Cătălin, mă implic și acum de 11 martie, sâmbătă pică, să facem acolo un fel de petrecere în 500 zile de o martie. Deci, pentru că luna martie e luna femeilor, bineînțeles, și la mulți ani tuturor femeilor. Foarte bine că vă gândiți să faceți lucruri bune și frumoase la Ideci, dar trebuie să și cântăm, Cătălin. Iată da. Că de această dată Alexia Ștelean ne da. Cântă un cântec frumos, bineînțeles, tot creația lui Cătălin Cioba. Da, mă bucur, mă bucur că am cunoscut-o pe Alexia. Vei
mașină de peste drum, mă privește nu știu cum. Mă roșă și tătasul, nu știu unde să mă ascund. Mă roșă și tătasul, nu știu unde să mă ascund. Mamă, are și ei cu mine, lasă fată ca și mine. Noaptea nu mi-a dor nici cum, stau cu ochii peste drum. Nu știu inima ce are, dar îmi bate tot mai tare. Nu știu inima ce are, dar îmi bate tot mai tare. Dimineața când mă scol, veșinul-i prin ocol. Mă făstășez dintr-o dată, gândești că sunt celecată. Mă făstășez dintr-o dată, gândești că sunt celecată. Dată oare și-o zis mama, lasă că ți-ai dat-o seama. Ziua nu-și de nici o treabă, le fac tăte numai-n grabă. Tăte din mână le scap, parcă străcată de cap. Tăte din mână le scap, parcă străcată de cap. Nu știu, este leacul lui, eu zi bai ori reșinu. Dar eu cred că mea înapoi, bai ui la amândoi. Dar eu cred că mea înapoi, bai ui la amândoi. Dar eu cred că mea înapoi, bai ui la amândoi. Dar eu cred că mea înapoi, bai ui la amândoi, mă! Dragii mei, eu cred că bai ui la Cătălin Cioba, că el e vinovat de versurile care ni le-a cântat Alexia. Da, bine, nici cu Alexia nu e rușine, nu? Da, un copil extraordinar, Alexia, talentat și frumos prin ceea ce face. Da, sunt mulți copii talentați, sunt și mai puțin talentați. Și tu chiar ai avut foarte mulți ani acel proiect al tău prin care ai ridicat mulți copii, foarte mulți, generații de copii. Am activitate, am asociația asta culturală în Glasul Pământului, cu care am colaborat cu cei tineri foarte mult, din 2008 colaborez. Și nu știu, alții au crescut, nici nu mai cunosc, nu știu. Deci așa mă bucur când îi aud și când știu că am lăsat ceva în urma mea. Acum, da, rezultatele sunt și bune, sunt și mai puțin bune, sunt care s-au lăsat din cauza banilor sau... Și chiar îmi pare rău de unde care s-au lăsat. Da, asta e situația, adevăr, noi. Da. Și eu puteam să mă lăs discris din cauza banilor, dar am mers înainte și nu dau înapoi. Trebuie să fim optimiști. Da, într-adevăr, și mă bucur tare mult pentru tine că și eu te-am cunoscut, mi-amintesc, la începuturile tale, când erai, nu erai așa optimist ca acum, da. erai foarte pesimist, erai așa tot timpul, că oare va fi, oare nu va fi. Eu întotdeauna am zis. Probabil că și eu ți-am zis, ți-am încurajat și ți-am zis câteva vorbe să te încurajezi și să mergi mai departe, să nu te lași, pentru că... Chiar de multe ori am zis că dacă câștig la lotul, nu mai scrii nimica. Și cred că de aia nu câștig. Ca să scrii. Așa vrea Dumnezeu. Da. Nu câștig la lotul și nici nu mai joc. M-am nervat și nu mai joc. Vezi foarte bine. Cătălin, în timpul ăla când mergi să-ți... omor timp acolo la lotul, mai bine scrie o strofă, o poezie. Ar fi și un câștig dacă pentru mine să câștig la lotul, pentru că eu acum scriu multe poezii, majoritatea le scriu la comandă. Poate sunt unele teme care nu-mi convin, sau odată să le scriu, că asta e, artiști. Dar dacă aș câștiga la lotul, aș scrie numai nebunii. Deci nebunii. Nu chiar mai interesează. Nu mă interesează niciun artist, gata. Deci chiar ar scrie tot felul, am un cait... Cred că e plin de întâmplări de la mine comice și nu pot să le pun în volum pentru că am alte comenzi, nu pot să le finalizez. Dar mă bucur că am avut șansa să cunosc oameni importanți, deci foarte importanți, sunt nici foarte buni artiști. Da, chiar mă bucur că, iată, ai ieșit așa un pic din perimetrul județului Mureș și te-ai făcut cunoscut. Greu. Greu, dar sigur. Ai reușit să ajungi și la... Din cauza scrisului Ionel Amoruțan,
și nănașă. Deci asta... Foarte frumos. Iată că ți s-au întâmplat și în viața ta lucruri bune și frumoase datorită scrisului. Hai, Cătălin, înainte să mai ascultăm un alt cântec tot compus de tine, mai zâne ceva așa mai... Da, chiar vreau să nu uit să mai spun... desprețește-ne frunțile. Asta nu e chiar veselă poezia, puțin mai tristă, pentru că am în fiecare volum, cred că am, nu știu dacă n-am, chiar cred că în toate volumele am poezii scrise despre Ducu și Silvia. Și acum vreau să-i fac o dedicație lui Ducu, Dumnezeu să-l ierte pentru că a murit, și ultima poezie care scriu despre el. Te ascultăm. Despre Ducu am scris multe, nu s-o supăra pe mine, am îi dus la cele sfinte și înapoi nu mai vine. Însă această poezie este ultima ce o scriu, alta nu o să mai pot scrie despre Ducu, că-i târziu. De la mic până la mare îl strigau Ducu prin sat, iar glumea cu fiecare, nici când nu s-a supărat. Mi-amintesc cum sta la poartă și spunea minciuni și glume, noi râdeam ca niciodată și ne bucuram de lume. Mulțumesc că mi-ai permis să te așez la mine în foi, asta e ultima ce am scris despre Ducu de la noi. Deci... Foarte frumos, Cătălin. Dar trebuie să cântăm și o să mai continuăm discuția. Mincă nu cânt eu, că era data de multe mișe. Nu-i sigur, în partea a treia să știți că o să-l pun să cânte ceva. Da. Ciprian Elie o să ne cânte în cele ce urmează, Vai de frunzele de nuc, după care publicitate. De frunzele de nuc, Doamna, Doamne, cum să duc, Doamna, Doamne, cum să duc. Își lasă crengile goale, păcând iarna dă târcoale, păcând iarna dă târcoale. Ce-și lasă părinții singuri acasă, părinții singuri acasă. Cașă copiii, ce-și lasă părinții singuri acasă, părinții singuri acasă. Ei părinți în viață, cum s-ar strânge fiii în brață, cum s-ar strânge fiii în brață. Dar n-apucă și să duc ca și frunzele de nuc, ca și frunzele de nuc. Nu-i trist niciodată, știi că frunza iar îl cată, știi că frunza iar îl cată. Nu-i trist niciodată, știi că frunza iar îl cată, știi că frunza iar îl cată. Thank you.
Eu, părinte, dacă aș fi duc, m-aș face într-o zi, nu m-aș face într-o zi. M-aș mai teme de moarte când văd crengile încărcate, când văd crengile încărcate. Când o fi vremea să mor, noi muri de dorul lor, noi muri de dorul lor. Tem că n-o să apuc să am norocul la nuc, să am norocul la nuc. Bătrânețele necată, nimeni nu intră pe poartă, nimeni nu intră pe poartă. Tot uit la noc cum stă și frunzăleși leagănă, și frunzăleși leagănă. Să știți, oameni buni, că în această seară aici cu Cătălin în povești nici eu n-am avut niciun gând. Vă spun foarte sincer. Nici nu m-am pregătit ce o să îl întreb pe Cătălin, ce o să vorbim în această emisiune. Vrem să fie totul așa natural, spontan. Nu, Cătălin? Da, ce chiar zici? Nu vrem să fie nimic regizat cu întrebări, da, ca la alte emisiuni, pregătit totul dinainte, adică să fie totul așa impecabil, ca la carte. Da, chiar am zis că pe când să-mi dau și eu drumul, să gata emisiunea. În păcate, chiar ar vrea să... Da. Ce să facem? E foarte scurt timpul emisiunii. Toți cei care vin, toți invitații, se plâng de timpul acordat emisiunii. Nu știu unde să facem o cerere în scris, să primim cel puțin 2 ore pentru spațiu. Ce chiar ar fi bine. Eu acum 4 ani am avut o colaborare, sau 5 ani, cu Doare Ghinu. Știu că ai fost colaborator aici. Și am avut prima emisiune... Nu mai știu cum ți-l prima emisiune. Ți-l creat de 2 ore duminică și am adus tot felul de grupuri, chiar grupul din Nadășa, grupul meu din Nadășa l-am adus în prima emisiune și am colaborat foarte frumos. Da, erai pe partea asta cu tradiții. Cu tradiții, da. Rămâneam, dar m-am dat cu glumele și acum vreau să continui cu bârfele. Tot la bârfi ajungem. Da, e foarte distractiv cu bârfele, pentru că sunt subiecte multe. Deci bârfa nu... Da, așa cum am zis, rămân în pană de idei. Eu am spus că am foarte multe fițuici acasă și vreau să le pui măcar jumătate să le pun în rimă. Valorifică-le, nu le lăsa doar pe fițuici. Da, și m-am gândit când o să scot volumul 10, să iau de la volumul 1 până la volumul 10 să fac o proză din toate poeziile mele. Deci ar fi o idee chiar interesantă. Mai gândesc și eu cu teatru niște idei așa mai interesante și fă de mintea, dar mai mult la prostii. Dar mai zâni o prostie de acolo din carte. Acum, o nu știu, am pregătit ceva. Am pregătit aici o poezie pe care... Am văzut multe pe acolo, multe... Păi, sunt 85 de poezii. Am pregătit o poezie aici care... Am scris acum vreo 4-5 ani, cred că. Am auzit pe toată lumea, oriunde mergeam, în orice colț al țării, de asta s-a întâmplat la noi în sat. A, deci fiecare... Mă bine, fiecare zic, până s-a întâmplat la voi, s-a întâmplat la noi, că i-am scris-o. Și zice așa, tot la-i Doamne și-am pățit, tot o noapte n-am dormit. Am avut un gest urât, că badea m-a părăsit, dar noroc că m-am trezit. Zliorcă de transpirată, bată din jist ca să-l bată. Mai să mor de bolunzală. Musai să ies până afară. Eu că mașa să mă îmbrăc și când dau pragul să-l trăc, nu mă aud în dreapta mea pe cineva cum șopte. Pe moment m-am spăriat. Dar m-am luat încet, în vârful picioarelor, să văd ce se întâmplă acolo. Când dau colțul la poiată,
Doi vrăjgani stăteau în portă și să chineau de zor un port să suie motor. Sora bună, domnilor, vă pot și de ajutor. Lelea dragă, numai bine că ne-a ajuns, că n-are cine. Prinde porcul de un prișor să-l putem sui în motor. Pe aici ne-o sări din sac, nu-i putem vini de hac. Cum e vorba din poveste, nu ne-s mulți, puterea crește. Una, două l-am suit, bine că m-am nimerit. M-am pus liniștit în pat și dimineața m-am sculat. Să le dau la animale, că și morte de foame. Dau la vacă, la găini, dau obgineață la veșini. Când mă duc să-i dau la porc, rămâi ca trăznit în loc. Nu avai divinia asta, da, unde-i purșeaua mea? Tot asta și m-am gândit, să știi că m-am păcălit. Măi, dar mi-a furat o hoță azi noapte în fața porții. Nu-i destul că m-a furat, încă le-am și agitat. Deci eu, tot așa o tâmplare pe care am auzit-o, am pus-o în versuri și ori ne citeam, zice, nu, asta la noi în sat s-a întâmplat. Da, pe da. Fiecare cu întâmplarea din satul lui. Da, întâmplări sunt destule și chiar în 2008, când am înființat grupul Graiul Neamului, făceam repetiții două ori pe săptămână, ne strângeam cu bătrânii. Mine era un fel de șef, eram eu, dar eram cel mai tânăr din grup și nu aveam eu cuvânt prea mare acolo, dar acolo am aflat multe întâmplări de la bătrâni și întâmplări adevărate. Și iată că ai profitat de ele și le-ai pus în versuri. Am una care îmi place tare de tot, numai cam lungă, dacă pot să zic o zic, dacă nu, nu. Păi cred că o să dăm un cântec, Cătălin, cu Daiana Suceava și după care o să ne zici povestioara aia, întâmplarea adevărată, pentru că dacă zici că e mai lungă, vrem să și cântăm, nu? Da. Așadar, două dealuri și un părău. Daiana Suceava ne cântă și ne încântă. Dealuri și-un părău mă despart pe padea meu. De nu vine singurele, dumii dorul după el. Două dealuri și-un părău mă despart pe padea meu. De nu vine singurele, dumii dorul după el. Că-i ziua, că-i noapte, că-i aproape, că-i departe. Dorul n-are astâmpărare și nici lac de vindecare. Badea într-o fugă vine, de la mine până la el mere numai cu tine. De la el până la mine, badea într-o fugă vine, de la mine până la el mere numai cu tine. Că-i ziua, că-i noapte, că-i aproape, că-i departe. Dorul n-are astâmpărare și nici lac de vindecare. Să nu caz noaptea-n părău, ține-te de al meu dor și treci puntea mai ușor. Bade pentru Dumnezeu, să nu caz noaptea-n părău, ține-te de al meu dor și treci puntea mai ușor. Că-i ziua, că-i noapte, că-i aproape, că-i departe. Dorul n-are astâmpărare și nici lac de vindecare. Badea îi om de cuvânt, ce zic eu, e lucru sfânt. Mărar așa, bădișoră și frumos și ascultător. Badea îi om de cuvânt, ce zic eu, e lucru sfânt. Mărar așa, bădișoră și frumos și ascultător. Că-i ziua, că-i noapte, că-i aproape, că-i departe. Dorul n-are astâmpărare și nici lac de vindecare. Că-i ziua, că-i noapte, că-i aproape, că-i departe. Dorul n-are astâmpărare și nici lac de vindecare. Cătălin, iată că ne-a cântat Daiana și timpul trece foarte repede, mai avem câteva minute, nu știu, două, trei minute, câte mai avem, o să ne spună colegul din regie, cât mai putem să mai povestim, așa că te ascultăm, mai zâne una. Vă zic una atunci mai scurtă, să nu ne încurcăm, să vorbesc singur. Să nu ne încurcăm în timp. Și că povesteai un și cu Maria. Povesteai un cu Maria cât de grea e sărășia. Tu, Maria, Mărioară, de-aveam greu mereu la moră. Dar greu trebuie lucrat până și-ai de mășinat. Măi, Oane, Ionele, de nu beai, aveam la vele.
tăiem și noi un purșel și aveam ce mânca din el. Tu, Mărie Măriuță, mai bine îmi blagi sculță. Ți-am luat cizme de la piață și am un am și pune în mață. Măi, Ioane Ionică, ai dat banii pe pălincă? Și am un baș mie de jină, că mi-e luat cizme de gumă. Tu, Mărie Mariană, iar nesfădind de pomană. Du-te cată prin lădoi și fă-o mă măligoi. Măi, Ioane Ionuț, lădoiul e gol-goluț. Nici ori și n-avem în casă, nu ți-ai ceale și oasă. Măi, Ioane și Mărie, n-am mai de sărășie. Măcar în somn să jisați că sunteți oameni bogați. Dar nici somnul nu vă ia când vi-ți goale mațele. Dacă ești tot nesătul, nici somnul nu ți-e destul. Să-ți vedea eu cu Măria, pentru că eu și Măria chiar sunt și la noi. Personajele cele mai bârfite. Da, și mai cunoscute din lumea satului, da. Așa cum sunt și versurile alea, că și la noi în sat să știe la tătă casa ai Mărie, nu? Cam așa e. Da. Dar, din păcate, emisiunea e cam scurtă pentru... Pentru cât ar fi de povestit. Eu... Mi-ar place ideea cu recitatul, să-mi găsesc, am să fac și un concurs acum, dacă nu se poate, să-mi găsesc unul care recită poeziile grai, Angelenesc. Eu nu cred că ar fi ideea rea. Nu, chiar bună idee și să te ții de ea să nu rămână numai... Da. Să și valorifici ideea asta, Cătălin, pentru da, că... Da, eu sunt foarte pornit ideea O să asta. Vezi că o să aibă da. Succes. Și chiar am scris scenete care au fost puse pe scenă de către Casa Tineretului, unde colaborez în continuare cu... Și chiar îi mulțumesc domnului Marcel Nastea că colaborăm în continuare. Și doamna Sorina Brojară, nu mai zic, ajută foarte mult. Pot să zic că datorită dânsei am... Ai reușit am să... Am reușit să mă duc mai departe și de asta am și pus aici... Să fii mândru că stai sus numai atunci când ți-e rușine să-ți aduci aminte cine te-a adus acolo. Moto. Da, foarte frumos. Am deci citit și eu moto și... Deci asta l-am preluat, nu de la mine. Nu sunt așa de aștept să scriu. Deci da, dar te-ai regăsit. Da, m-am regăsit și mulțumesc tuturor care m-au ajutat și în ultimul timp și soția mea m-a ajutat foarte mult. Mi-a ales psihic. Pentru că... E nevoie de o susținere morală. E nevoie și îmi cer scuze că mă mai enervez câteodată când nu ies textele pentru care sunt am comis și mai pus și mai vorbesc. Cătălin, nu către ea. Știu, așa. Mă descarc așa în general, da. Și după îmi pare rău că... Orice om are ieșirile astea. Nu cred că există om care să nu aibă, dar oricum Cătălin, faci lucruri bune și frumoase și mă bucur că soția ta, Elena, o salut pe această cale, te susține și te înțelege. Da, bineînțeles. Și că ți-ai găsit jumătatea ta. Da, chiar am avut și plăcerea să scriu un CD de colinzi acum, de Crăciun. Pentru mine ceva nou. Premieră, da. În premieră. Da, și cu un artist mare. Acum am zis că nu vreau să mai dau nume, să mai... Dar mă bucur că îi cunosc. Și colaborez. Foarte eu bine, sunt Cătălin, deschis cu oricine, nu țin cont că e copil mic sau că eu scriu din toată inima, pentru oricine. Se simte și se vede și cu siguranță și cei care o să-ți citească aceste versuri, cei care o să-ți cumpere cartea, o să simtă în versurile tale, în poeziile tale, așa cum ai zis, sufletul tău, pentru că așa cum un interpret, când interpretează un cântec, lasă în cântecul o parte din sufletul lui, așa lași și tu în poeziile tale o parte din sufletul tău. Chiar și la o lansare de carte unde am fost cu domnul Nicolae Băciuț, chiar domnul Nicolae Băciuț spunea că e păcat la românii. Deci mi-a dat un titlu așa de... Da. Dacă aș fi așa de cunoscut că păcatul, n-ar fi rău. O să ajungi, Cătălin, îți mulțumesc. Îți mulțumesc tare mult că ai fost alături de mine în această seară și cu siguranță și cei de acasă s-au bucurat și și-au dorit să te revadă din nou la Dar Rustic. Îți mulțumesc tare mult, îți doresc să rămâi în continuare același om pe care eu l-am cunoscut, să scrii lucruri la fel de frumoase, dacă poți și mai frumoase, pentru că sunt sigură că o să reușești. Depinde de zi. Da, depinde de zi, de inspirație. Eu îți doresc să ai foarte multe momente bune de inspirație și, așa cum ai zis, să vii aici la noi la Dar Rustic și cu volumul numărul 10. Da, și cu un recitator. Și cu un recitator și cu alte surprize plăcute pentru reghineni.
Îți mulțumesc tare mult, o seară bună să ai. La fel și dumneavoastră, vă mulțumesc că ați fost și în această seară alături de emisiunea Dar Rustic. Pe final de emisiune, un alt cântec frumos, Georgiana Pușcaș ne cântă și ne încântă: Doamne, ce vis am avut. Până la o nouă întâlnire, să aveți parte de tot ce e mai bun și mai frumos de la viață. Doamne ajută tuturor și numai bine. La revedere. Măcar un șans, din că...